De la începutul anului avem o grămadă de modificări fiscale, o parte introduse prin ordonanța 16, o parte prin alte tipuri de ordonanțe. Avem și o lege care a fost publicată chiar ieri în Monitorul Oficial. Sunt multe modificări, de aceea astăzi l-avem invitat pe Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali. Salut! Bună dimineața, salut și la mulți ani, un amun! Pe partea de micro, s-au făcut modificări destul de mari. Practic, când am avut ultima dată noi o discuție, mi-a spus că de la 1 ianuarie toate firmele sunt în principiu plătitoare de impozit pe profit. Cum e asta în practică acum? Da, ceea ce se schimbă la nivel conceptual prin modificările din ordonanța 16 este că dacă înainte regula de bază era că toate firmele erau micro-întreprinderi, iar cele care îndeplineau anumite condiții, capital social mai mare de 45.000 de lei și minim 2 salariați, aveau opțiunea să treacă la impozit pe profit. În baza noilor modificări, lucrurile se reversează. Ca și principiu, toate firmele sunt considerate ca un regim de plătitor de impozit pe profit și dacă îndeplinesc anumite condiții, pot să opteze pentru a fi micro. Iar condițiile sunt, așa cum au fost modificate începând cu 1 ianuarie, și prin legea de aprobare a ordonanței 16, ca să aibă cel puțin un salariat, și asta e o condiție foarte importantă, să aibă o cifră de afaceri anterioară, date de 1 ianuarie 2023, de sub 1 milion de euro. Asta e o modificare introdusă prin legea de aprobare a ordonanței 16, pentru că inițial plafonul de 500.000 se aplica inclusiv la începutul anului. Ceea ce s-a stabilit acum este că în cursul anului 2022 se consideră ca plafon cel de 1 milion și de la 1 ianuarie contează plafonul de 500.000. Și să îndeplinească anumite condiții legate de obiect de activitate. Avem acea condiție legată de cifră de afaceri din management și consultanță care să nu depășească 20%. Iarăși o modificare, astăzi, că a fost scoși, măcar o modificare importantă în ceea ce privește această condiție a fost adusă prin legea de aprobare, în sensul că activitatea de consultanță fiscală ca parte a codului CAEN 6920, contabilitatea audit consultanță fiscală, este exclusă din această categorie, deci practic pot fi micro-întreprinderi firmele care desfășoară astfel de activități de consultanță fiscală, ele fiind de fapt activități similare celor de contabilitate și audit reglementate prin lege speciale și atunci s-a considerat că regimul fiscal ar trebui să fie similar. O altă condiție care trebuie îndeplinită e cea de obiect de activitate cu privire la anumite activități excluse, activități bancare, financiare, asigurări, jocuri de noroc și așa mai departe care au mai existat. Prin urmare, toți cei care îndeplinesc aceste condiții ar putea să rămână micro. Acum, la nivel practic, aici era întrebarea ce fac cei care anterior erau micro, dacă trebuie să mai opteze sau nu. Din discuțiile de până acum cu reprezentanții ANAF a rezultat faptul că, la nivel formal, ANAF nu mai așteaptă încă o declarație de opțiune, pentru că acea declarație ar modifica ceva în vectorul fiscal. Nu e nevoie de modificat pentru cei care au deja regim de micro, ca atare se consideră că poate să rămână și se consideră că opțiunea a fost făcută implicit, rămânând în același regim fiscal de micro. Cei care anterior au fost impozit pe profit, că la un anumit moment au optat și îndeplineau condițiile să opteze și consideră că acum ar dori să devină micro, pentru că îi avantajează acest sistem, ar trebui să depună o declarație și să modifice vectorul fiscal. Dar dacă o firmă decide să devină micro, poate să treacă după aia la impozit pe profit și invers, dacă a dorit să rămână la impozit pe profit, în cursul anului, se poate face o modificare în sensul ăsta? Hai să le luăm pe rând, că unele opțiuni, să spunem, pot exista, altele sunt nu opțiuni, ci obligații. Dacă a optat să fie micro, îndeplinind condițiile la începutul anului, iar pe parcursul anului nu mai îndeplinește condițiile, de exemplu depășește cifra de afaceri, atunci nu optează. E obligată să treacă în impozit pe profit, începând cu trimestrul respectiv. Dacă nu mai îndeplinește condiția de a avea un angajat și nu reangajează o persoană în termen de 30 de zile, cum stabilește legea, iarăși e obligată să treacă la impozit pe profit. Prin urmare, această opțiune, să spunem, de multe ori, la nivel de cifră de afaceri, e greu să-mi doresc să trec la impozit pe profit crescând cifra de afaceri. Dar dacă consider că regimul de micro nu mai e favorabil, e destul de ușor să rezolv problema din numărul de salariați. Adică pot să întrerup o perioadă colaborarea cu salariatul dacă vreau neapărat să trec în regim de micro, în regim de profit. Deci poți face așa. Mă gândeam că poate se poate rezolva altfel. În mod normal, opțiunea pentru un an întreg e definitivă,
și ea este anulată doar de pierderea îndeplinirii condițiilor. Aha, dar, așa cum spuneam, unele condiții se pot îndeplini, se pot pierde, să spunem, și la, de voie, nu doar de nevoie. Da, nu mă gândesc la chestia asta și chiar este interesantă, că nu m-am gândit din perspectiva angajatului. Bă, pot să fac așa și nu. De obicei, legal, zona asta de micro, angajatul e chiar proprietarul și atunci e cumva destul de ușor de reglat acest lucru dacă se consideră că regimul de micro nu mai este favorabil. Invers acum, dacă la începutul anului nu a exercitat opțiunea de impozit pe profit, opțiunea rămâne așa până la final de an, adică în cursul anului, chiar dacă sunt îndeplinite condiții, nu mai poate opta. Ar putea să opteze începând cu 1 ianuarie 2024, dacă îndeplinește condițiile care vor exista atunci, că poate aceste condiții, așa cum mai discutam, poate se mai schimbă, poate plafonul mai este modificat, vom vedea ce va fi la final de an. Dar altfel, în cursul anului, odată rămas impozit pe profit, la începutul anului 2023, rămâne acest regim. Iarăși, din punct de vedere al celorlalte regimuri speciale, să le numim așa, cum au fost impozitul specific. În Horeca ce se va întâmpla? Exact, pentru că aici acolo, ele cred că vor trebui neapărat să depună ceva, că nu, până acum a fost pe specific, trebuie clar să vină cu modificare probabil de acolo există formulare. O opțiune a operatorilor din domeniul Horeca, pentru că acest regim de impozit specific a fost anulat începând cu 1 ianuarie 2023, și ordonanța 16 a venit cumva cu o facilitate în sensul de a lăsa opțiunea acestor operatori care, după cum știm, au fost foarte afectați în acești 2 ani de pandemie, de a putea alege în funcție de situația în care se află, de a trece la impozit pe profit sau de a trece la impozit pe micro-întreprinderi, independent de condițiile de care vorbeam mai devreme, apropo de cifre de afaceri și mai departe. Prin urmare, acum, cineva care a fost anul trecut în impozit specific, e posibil să fi fost înregistrat ca plătitor de impozit pe profit, pentru că, după cum știm, impozitul specific se aplica pentru cifre de afaceri peste 1 milion de euro. Toți cei care erau în plafonul de 1 milion erau în regim de micro-întreprindere. Deci toți cei care erau în zona de Horeca și aplicau impozit specific, puteau să se regăsească unii dintre ei și în situația de a fi desfășurat și alte activități care nu intrau sub incidența impozitului specific și erau înregistrați ca plătitori de impozit pe profit. Prin urmare, în această situație, dacă ei își doresc să rămână pe impozit pe profit, au deja în vectorul fiscal înregistrarea ca plătitori de impozit pe profit, prin urmare, rămân plătitori de impozit pe profit. Dacă însă doresc să se înregistreze ca plătitori de impozit pe micro, pentru că îi avantajează, atunci trebuie să depună declarație de înregistrare ca plătitori de impozit pentru micro-întreprinderilor. Pentru că a rămas în zona asta de Horeca, de timp se impozitează bacșișul, cred că dumneavoastră nu sunteți de acord cu cuvintele astea, impozitarea bacșișului propriu-zis, dar asta se întâmplă. Că acum, practic, se impozitează, se reglementează. De fapt, se reglementează bacșișul, exact. Iar din punct de vedere al impozitării, depinde cum ne raportăm la ceea ce era anterior și ceea ce e acum. Pentru că, din punctul meu de vedere, această reglementare vine, de fapt, în primul rând, cu o reducere a fiscalității. Pentru că dacă nu aveam o reglementare anterior, aceste sume nu puteau să aibă alt regim decât de salariu. Prin urmare, erau taxate cu toate taxele, impozit, contribuții și așa mai departe. Doar că, în practică, știți foarte bine că nu se întâmpla, evident, că dacă erau, dacă nu era cu cardul. Asta e, că nu se întâmpla în anumite situații în care plățile erau făcute numerar, în care toată lumea cumva considera că nu există. Ceea ce, iarăși, din punctul meu de vedere, nu e corect să privim lucrurile așa, pentru că ne facem, de fapt, că nu vedem o realitate. Ceea ce s-a întâmplat acum prin această reglementare este că industria, sau, ok, poate anumiți reprezentanți ai industriei, dar e clar că o zonă mare a acestei părți de activitate din zona Horeca a venit și a cerut, nu de acum, știm că discuțiile sunt vechi, o reglementare clară cu privire la acest lucru. Adică să nu mai facem că nu există. Că ele există. Și e o cutumă, cumva nu doar în România, peste tot afară, există acest sistem reglementat în diverse moduri. A mai fost și la noi reglementat în 2015, n-a funcționat atât de bine sau poate era prea nou la acel moment și s-a făcut prea repede, s-a renunțat la el, a venit iarăși industria și a zis că e nevoie de o astfel de reglementare, s-a făcut un proiect de ordonanță la vremea respectivă, care n-a mai trecut ca ordonanță, s-a depus ca proiect de lege, a rămas în Parlament în dezbatere un timp destul de îndelungat, s-a reluat acest subiect în anul trecut
și s-a ajuns la o reglementare care nu spune nimeni că e perfectă, dar eu zic că e un mare pas înainte, în sensul că avem o regulă clară care spune că aceste sume nu sunt obligatorii a fi plătite de către client, este o opțiune a clientului, ceea ce de fapt e în concordanță cu cutuma pe care o aveam. Da, pentru că da, știm da. Cu toții că nu e o obligație, ci o, un act de gratuitate al clientului care dorește să remunereze cumva serviciul pe care l-a primit. Și ca atare, fiind un act de gratuitate, nu are regim de a intra în sfera TVA. Adică nu se consideră că e o diferență de preț la serviciu pe care îl oferă restaurantul și se menționează explicit că nu sunt în baza TVA aceste sume, pentru că aveam în continuare o problemă dacă nu le aveam reglementate. Erau niște sume care puteau fi interpretate în orice fel. La nivel de impozit al venitului operatorului, se menționează în mod expres că nu sunt venituri al operatorului, că nu îi se cuvin lui, ci sunt lăsate da, personalului da, exact, din unitate. E nevoie de o reglementare la nivel intern de a se decide exact cum se împart acei bani, dacă primesc doar cei care servesc la masă, dacă primești și cei din personal din bucătărie și mai departe, da. Dar sunt lucruri de stabilit, eu zic, la nivel intern. Și regimul fiscal acordat acestor sume este de venituri din alte surse, doar cu impozit pe venit. Prin urmare, dacă e să comparăm lucrurile ce s-a întâmplat față de perioada anterioară, putem să spunem că avem un impozit de 10%, dar compara cu ce? Cu zero, în sensul că ne facem că înainte nu exista nimic? Sau ar trebui să comparăm cu toate taxele aferente salariului, adică vreo 45%? Prin urmare, în funcție de unghiul din care ne uităm, putem să spunem că s-a făcut ceva bine sau s-a făcut ceva rău. Exact, punctul meu de vedere e că s-a făcut ceva bine, care poate nu-i perfect și poate fi îmbunătățit și acum, din practică, văzând ce probleme de reglat ar mai fi, se poate îmbunătăți. Dar eu cred că n-ar trebui să mai trăim o dată ce am trăit ca în 2015, când iarăși s-a făcut un pas înainte și în loc să-l îndreptăm, spunem și industria aici, de fapt, cred că are un mare lor. Pentru că atunci industria a fost cea care a criticat măsura, deși, iarăși, la acel moment tot industria a venit să ceară această măsură, ar trebui să iasă în față să spună, uite, ce se întâmplă acum, cum reușim să o aplicăm, ce ar mai fi de reglat și eventual să se îmbunătățească. Dar eu zic că e un mare pas înainte și care poate ar trebui, așa cum spuneam, să-l privim din această perspectivă a faptului că intrăm cumva într-o normalitate, nu mai expunem acele persoane care lucrează în zona Horeca unui risc atât în zona angajatorilor cât și în zona angajaților. Acele persoane care obțin astfel de venituri le pot declara, le pot arăta în mod oficial, poate pentru un credit la bancă, poate pentru orice. Poate exista un istoric al sumelor, o anumită bonitate pe care persoana respectivă o poate prezenta în cazul unei instituții financiare care dorește să-i acord un credit și așa mai departe. Deci cred că e un mare pas înainte și cred că din perspectiva asta ar trebui să privim lucrurile. Dacă tot timpul vă spune că nu e bine, că de fapt apar încurcături, astea apar tot timpul. Adică asta e că e practic cumva o încurcătură și pentru că este probabil limitat ca între 0 și 15% și dacă dă cineva peste, să spune că cineva, nu știu, la o cafea poate dă puțin mai plus, că nu stă nimeni să calcă cât e la 10% din cafea, poate dă, nu știu, un 5 lei acolo și automat a depășit la acel 15% lejer la o cafea. Iarăși au fost discuții în această direcție în Parlament în momentul în care s-a dezbătut acest proiect de lege și s-a analizat dacă e bine sau nu să rămână acea limitare. Scopul acelei limitări a fost pe de-o parte de a se mula cumva pe această cutumă din piață, iar industria a zis că într-adevăr ca medie și ca practică generală cam în zona asta se învârte suma oferită drept bacșiș și 10-15%. Nu s-a dorit să se scoată cu totul acest plafon pentru a nu deveni de fapt un instrument de spălare de bani. Și am să vă explic de ce. Pentru că discuțiile au fost în această direcție, n-a spune ok, hai să scoatem limitarea pentru că nu folosește. Eu cred că folosește și e utilă, pentru că altfel am ajunge de fapt în ideea în care industria ar putea fi blamată că oferă o portiță, să spunem, unui mecanism de spălare de bani prin care, nu știu, cineva își cumpără un restaurant în regie, spune că a vândut 3 ciorbe pe seară și primește bacșiș 10.000 de euro și spală niște bani din trafic cu diverse substanțe. Nu cred că ăsta era rolul de reglementare acestui bacșiș,
de a crea cumva o portiță în acest sens și în această idee a fost inclus acel plafon. Că acum el de multe ori poate creează anumite probleme, eu cred că la nivel practic iarăși ține de modul de aplicare. Nu cred că trebuie să plecăm de la ideea că va trebui aplicat așa obtuz, în sensul în care dacă cineva a lăsat mai mult și sunt cazuri punctuale, nu mai respectă, să spunem, condițiile de bacșiș. Cred însă că acel scop al legii este a nu crea o practică în a se considera că bacșiș poate fi oricât și ca atare putem să justificăm ca fiind bacșiș orice sume și să trecem prin acest mecanism sume care provin din alte activități. Ăsta a fost spiritul legii, iar dacă e ceva de reglat aici, poate e de corectat sau de clarificat. Sau iarăși, în practică, modul în care se verifică acest lucru la nivelul controlelor fiscale să nu se ducă în această direcție în care dacă cineva a lăsat o sumă mai mare să considere că acea sumă nu e bacșiș. Eu cred că ea rămâne cu tipul de bacșiș și ar trebui să rămână cu aceeași caracteristici de taxare, dar să nu devină, să spunem, o practică sau un lucru în care în fiecare zi un restaurant obține bacșiș de 100% din notele pe care le face. Că e clar că nu e credibil. Adică ceva se întâmplă în spate. O parte din industrie încă pare cumva nemulțumită de reglementarea bacșișului, am observat. Și încerc să dau seama atunci de ce. Ascultând ce ați spus până acum, dau seama că nu prea ar avea motive. Practic se mai scot în teorie niște bani la lumină, nu? Exact. Eu cred că pentru toți cei care înainte dădeau aceste sume salariaților, primite pe card sau primite numerar, exista un risc în a veni cineva să întrebe de fapt ce reprezintă acele sume și de ce le-au dat fără a reflecta în documente contabile astfel de sume intrate în gestiunea societății, pentru că clientul lasă operatorul economic banii, nu-i lasă chelnerului pe persoană fizică neapărat, el acolo reprezentantul unității în care lucrează, adică e clar că acele sume ar trebui să aibă în primul rând un regim de înregistrare în cadrul unității respective. Iar acum legea vine și stabilește care e regimul de distribuție mai departe și ce se întâmplă cu ele. Că dacă nu se distribuie personalului, ele deja au alt regim, rămân unității, sunt considerate venit, sunt incluse în baza de calcul a impozitului plătitorului, restaurantului și așa mai departe. Mai e un aspect generat de această reglementare. Că nu mai poți să spui că ai avut pe seară bacșișuri colectate de 1500 de lei, iar vânzările în acea seară au fost de 1000 de lei la 3 mese. Că nu se leagă, iarăși, nu pare credibil că cineva a lăsat bacșiș 1500 la o consumație de 1000. Poate s-a vândut în acea seară de 10.000 de lei ca să se obțină venituri din bacșiș de 1500 și atunci poate prin acest mecanism se mai scol la lumină sau sunt forțate cumva, implicit, și înregistrarea în veniturile unităților acestor vânzări, care poate înainte nu erau toate sau nu înțeleg de ce. Eu nu văd acum reticența industriei, care, repet, a cerut acest mecanism, de ce consideră că e rău. Ne plăcea să ne complacem în acea ipocrizie până la urmă în care știam toți că sunt niște sume pe care clientul le lăsa, operatorul le lua, chelerul în casa și ne făceam că nu există sau ne făceam că nu le băgăm în seamă, nu cred că e corect. Adică, repet, e un pas înainte care dacă e ceva de îmbunătățit la el, cred că se poate face acest lucru. Dar, iarăși, hai să nu blamăm un lucru care ne duce cumva către zona aia civilizată în care ne dorim cu toți să fim. Adică acolo ni se pare normal că mergem în altă țară și e reglementat și înțelegem cum funcționează și e bine. Când îl facem și noi, găsim tot felul de probleme și de argumente de ce de fapt n-ar trebui să fie reglementat. Vedeți că mă uitam zilele trecute pe IRS, pe fiscul american și acolo vedeam că pentru bacșiș se plătesc toate taxele, e considerat ca un fel de salariu normal. Acolo, bine, ca acolo, că ai limitaia de $40, ce este peste, dar în principiu e cam cu toate taxele, am văzut. Acolo probabil că am trăit toți cei care am circulat în acea zonă, în Statele Unite, un fenomen care poate de multe ori ni se părea agresiv, în sensul în care dacă nu lași cât scrie pe notă, să ți se bată obrazul sau dimpotrivă chiar să primești injurii. Mecanismul acolo care generează astfel de reacții este tot unul fiscal. Și anume că de fapt acolo bacșișul din punct de vedere fiscal este prezumat. Da. Adică acea persoană
are automat considerat un venit din bacșiș de un anumit nivel. Prin urmare, persoana respectivă, dacă nu îl încasează de la client, plătește impozitul. Și de aici, de fapt, problema de a întreba de ce n-a fost clientul mulțumit sau ce s-a întâmplat de n-a lăsat bacșișul. Pentru că el știe că, de fapt, în această situație n-a primit banii din bacșiș, dar a plătit impozitul. Deci acolo lucrurile sunt deja la un alt nivel. Nu suntem acolo. Adică deja acolo lucrurile sunt într-o altă perspectivă puse și, iarăși, acolo funcționează cum funcționează. Nu suntem în acel model și cu toate astea nu ne convine nici acest tip de reglementare. Uitam în alte țări unde este bacșișul reglementat și am observat că acum momentan era un alt tip de discuție, pentru că au crescut și la ei. În țările unde există acolo și acolo, de fapt, de asemenea reglementat un salariu minim. Unde există, și acolo, mărindu-se ca și în România, la fel, salariu minim, s-au gândit, bă, dar mai are rost să mai lăsăm bacșiș la restaurant dacă între timp a crescut salariul minim. Era o discuție, am observat-o în presa din vest. Cu siguranță astfel de comportamente se pot schimba în timp, adică nivelul sumei, obișnuința de a lăsa, sunt fenomene sociale, sunt fenomene umane, influențate diversi factori de putere de cumpărare, de stare psihică a persoanei respective care iese sau nu iese la restaurant, de cât de bine se simte, de ce dispoziție are de a lăsa astfel de sume, care în timp, datorită factorilor de mediu social, cu siguranță se schimbe. Prin urmare, dacă într-o anumită situație se consideră că, de fapt, salariile dintr-o anumită zonă sau la nivel de economie cresc per total, persoana poate spune, ok, mai las sau nu mai las, poate persoana respectivă face venituri substanțiale și atunci mai las atât de mult? Da, fix asta era discuția de care de asta, țin de, acum, de interacțiunea socială și de modul de reașezare, să spun, sociale. Deci, pentru că ne uităm, în Asia sunt anumite țări, nu știu, luăm Coreea de Sud, Japonia, unde dacă lași bacșiș, de fapt jignești chelnerul. Adică acolo asta este e un complet, da, e o chestie culturală, suntem cumva diametral opuși. Revenind totuși la chestiunea asta legată de impozitare pe România acum. La cafenele vedem, și chiar și aici unde avem un cafenea lângă noi, borcanul acela cu tips. Și am văzut că era și discuția chiar astăzi în spațiu public în dimineața asta. Mă, banii ăia de acolo, ce fac cu ei? Sunt bani la negru? Nu sunt bani la negru acum că s-a reglementat bacșișul? Okay. E ciudat. Acolo, iarăși, ține de mecanism un pic sau de modul în care acele sume colectate sau de momentul la care acele sume colectate sunt înregistrate. Ele, câtă vreme nu intră în gestiunea societății și rămân în acel borcan, le putem considera bani la negru. Pentru că odată ce le am acolo sunt în unitate, dar nu sunt reflectate cumva, n-au un regim clar a ce se întâmplă cu ele. Practic asta se întâmplă înainte cu tot bacșișul, da? Care se colecta cumva pe un flux paralel celui de colectare a veniturilor prin casa de marcat. Acum, la nivel intern, se poate stabili un regulament ca la fiecare jumătate de zi sau cum se schimbă turele, acele sume să se inventarieze, să se numere și să se înregistreze în casa de marcat. Dacă sunt sume mici, cât un leu, câte 2 lei, merită să bag de fiecare dată cât un leu în casa de marcat, poate da, poate nu. Aici iarăși va ține cumva de modul în care se va verifica această aplicare și dacă vom avea o abordare abruptă a organelor de control în a spune te-am găsit cu 3 lei în plus. Nu cred că trebuie să ajungem acolo. Dar dacă vedem că la finalul turei acele sume se inventariază, se înregistrează, se stabilește după aia fluxul de distribuire și se aplică regimul fiscal. De ce ne-ar deranja? Adică faptul că nu face la secundă o înregistrare de 2-3 lei când a intrat clientul și a lăsat în borcan un leu să bage în casa de marcat, chiar acolo e evaziune? Adică eu cred că ușor, ușor trebuie cumva lucrurile astea să le înțelegem și fiscul, de fapt, să-și ia serios rolul acesta și de îndrumare și de înțelegere. Adică fenomenul de evaziune trebuie să-l vedem acolo unde e într-adevăr de amploare. Nu la astfel de... Pentru că, de fapt, de aici apare și de multe ori adversitatea între contribuabil și organul fiscal, tocmai din multe abordări de genul ăsta foarte stricte care creează presiune și animozități. Deci eu cred că în astfel de situații și poate trebuie dat o normă, poate trebuie reglementat în sensul ăsta, dacă e nevoie ca organul fiscal să vadă scris undeva că e ok. Dar iarăși intrăm sau suntem obișnuiți în a avea de foarte multe ori
la nivel de detaliu și la nivel de virgulă totul scris, că altfel nu știm ce să facem. Adică ideea de bun simț și de rațional în a judeca anumite lucruri a dispărut și așteptăm totul la virgulă, că altfel spunem că nu e bine. Deci cred că trebuie să ușor, ușor să intrăm într-un mecanism de înțelegere a fenomenului și de a identifica dacă într-adevăr acolo e o zonă de evaziune sau pur și simplu e o zonă de a eficientiza activitatea economică și să nu trebuiască să mă uit la fiecare client care iese dacă a lăsat un leu acolo să bat bacșiș în casa de marcat. Dar iarăși sunt lucruri care n-aș dori acum să le dăm ca fiind certe, pentru că într-adevăr nu sunt reglementate și sunt poate lucruri care, așa cum spuneam, e nevoie să le reglementăm fie la nivel de normă secundară, fie pur și simplu la nivel de cutumă în control în care să stabilim cumva anumite aspecte care să devină uzuale. Voiam să mai deschid totuși un subiect, pentru că am tot scris pe temă, nu o să intrăm în detaliile astea pentru că nu are rost, dar e o întrebare pe care o primesc, cred că n-am apucat să le răspund cititorilor dintr-un simplu motiv, că am vrut să spună cineva care știe mult mai bine legislația cum e. Să spunem, eu ca salariat plătesc taxele către stat, impozit pe venit, CAS și CASS. Am un depozit, să spunem, ceva mai mare la bancă. Am avut, să spunem, anul trecut, anul trecut l-am făcut, anul la o dobândă foarte mare, anul ăsta încasez dobânda respectivă foarte mare și depășesc plafonul, să spunem, de 6 salarii minime. Și întrebarea pe care o pun cititorii, pentru că se află, se pare foarte mult în situația asta, n-am știut, dar se pare că există astfel de persoane. Poate sumele încep să se acumuleze. Da, asta e și practic ei depășesc plafonul acela de 6 salarii. Și întrebarea lor era asta: măi, eu sunt salariat, deja plătesc CAS-ul, adică plătesc contribuția la sănătate. CASS-ul, plătesc contribuția la sănătate. Mai trebuie să mai plătesc CASS-ul și pentru venitul din depozit? Că deja sunt plătit cu 10%, este impozitat la sursă, la răspunsul, bancă? Da. Răspunsul scurt este da. De ce este da? Am explicat și cred că la un moment dat chiar tu ai făcut un articol apropo de această logică a contribuțiilor sociale, contribuție de sănătate, contribuție de pensie, veniturile pe care se aplică și care este logica din spate. Din păcate, noi în România nu mai avem o plafonare superioară a contribuțiilor sociale. Am avut o vreme la contribuția de pensie, am avut o lună, două, cred, la început de 2017, dacă mi-aduc aminte bine, când aveam o plafonare și la superioară la nivelul contribuției de pensie. Nu mai avem în acest moment o plafonare superioară, ceea ce face ca să avem cumva mai multe categorii, mai multe găleți în care se colectează diverse venituri, asupra cărora se aplică diverse tipuri de contribuții. Avem o regulă generală că pentru toate veniturile din salarii și asimilate salariilor avem aplicabile toate taxele la tot venitul, indiferent de cât e de mare. Și anume, impozit pe venit 10%, contribuție de sănătate 10%, contribuție de pensie 25%. Avem o altă categorie de venituri din activități independente, din drepturi de autor, care au alt regim fiscal. Avem impozit pe venit, dar acolo deja avem o plafonare maximală la 6, 12, 24 acum pentru aceste categorii. Mai avem o plafonare pentru o altă găleată care colectează alte tipuri de venituri din investiții și restul, care în anumite situații contribuție de sănătate se amestecă cu cea de, activități independente. În ceea ce vește contribuția de pensie nu se mai amestecă. Adică în acest caz veniturile din activități independente nu mai sunt considerate, veniturile din investiții nu mai sunt considerate bază de calcul pentru pensie, contribuția de pensie. Nu avem o globalizare a acestor sume și aici apare discuția de fapt de care spuneam că nu mai există acea plafonare la nivel superior totală și le judecăm pe bucăți. Iarăși, revenim la discuția fundamentală cotă progresivă, cotă unică. Globalizarea e atributul cotei progresive. Nu facem globalizare că nu avem un mecanism de progresivitate. Și ca atare, judecându-le pe bucăți, avem situația în care o persoană care face venituri din salarii plătește la salarii la tot, iar dacă mai face alte venituri de diverse tipuri, mai plătește și acolo plafonat de această dată la acest 6, 12, 24. Da. Prin urmare, le judecăm cumva pe bucăți, nu ne uităm la ele pe ansamblu și de aici aceste probleme. Că e bine, că e rău, are o logică, în sensul că dacă
dacă o persoană trăiește doar din, din investiții, ar trebui să aibă calitatea de a asigura și să plătească. Da. Acum ajungi la discuția, dar e bine că o persoană care trăiește doar din investiții și face venituri egale cu cele ale unei persoane care trăiește din salariu să plătească mai puțin, că plătește plafonat? Da. Aici e, de fapt, o problemă pe care încă n-am reușit să o rezolvăm și pare că nu o să o rezolvăm curând, pentru că ea creează, avem deja distorsiuni create, creează orice reglare, creează alte distorsiuni sau alte creșteri, pentru că cineva spune, dar mie mi-era bine acum. Exact, exact. Dacă ar fi să le egalăm, să scadă la salarii, ar trebui să crească aici. Cineva vrea, cineva nu vrea. Și atunci ne complacem într-o situație de genul ăsta în care unii sunt câștigați, alții sunt pierzători și, prin urmare, fiecare în funcție de situația în care se află la un moment dat, plătește mai mult sau mai puțin și mergem înainte. Da. Vă mulțumesc. Dacă mai aveți doriți ceva să adăugați? Mulțumesc și eu. Sper să ne revedem curând să mai discutăm alte aspecte. Se pare că oricum vom mai avea ce. Exact, cu siguranță.